Bună ziua! Domnule primar, doamna secretar general, stimați colegi, începem ședința pe comisii. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului Bogdan, Moinești. Bogdan, poți să îmbunătățești un pic volumul, fiindcă auzim foarte încet să vorbești în sală. Dacă faci liniște, auzi. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi. Pentru. Voturi împotrivă. Abținere. Abținere, una singură. Da, am zis pentru. E pentru. Deci 4-1, o abținere. 4. Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesionarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Mă abțin. Împotrivă, abținere, deci avem o abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Abținere. Voturi împotrivă. Abținere la mine. O abținere, da. 5. Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesionarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Administrare a Domeniului Public. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Abținere. Abținere la mine. Împotrivă, o abținere. 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de utilizare a sistemului de bike sharing din municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă. Pentru. Abțineri. Deci, 5 voturi pentru. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 72 din 19.05.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică imobile, Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc.
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 3 locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgădescu, cu numărul 14, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Pentru eu. Pentru. 9. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, vă rog, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Moinești, strada Măgurii, fără număr, județul Bacău. Rog liderii de grup să facă propuneri pentru componența comisiei. În partea grupului PNL, propun pe domnul Breahnă și doamna Alăzăroaie. USR nu are propuneri. PSD pe Busiu Chirian și Budacă Cristina. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți și alte propuneri, vă rog. Întrebări, dacă nu, vă rog. Voiam să întreb dacă există o cerere de vânzare pentru acest teren. Și prețul de vânzare mi se pare undeva la 15 euro pe metru pătrat sub prețul pieței. Adică... Am. Eu m-aș bucura să vină cineva să-i dea viață. Știți cum arată acum, da? Acest teren a fost deținut de cei de la cooperație. După cum știți, prin lege l-au avut în folosință pe durata existenței construcțiilor, atât timp cât astăzi nu mai este nicio construcție și au pierdut dreptul la folosință. Acolo sunt betoane de demolat, probabil s-au luat în calcul și acest lucru, pentru că a realiza un edificiu acolo, o construcție, trebuie întâi să-l aduci la o stare să poți face lucrul ăsta. Mulțumesc! Da, dacă mai aveți alte întrebări, vă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Abținere. Voturi pentru. Voturi împotrivă, o abținere. 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Sabău Victorița, persoană cu dizabilități. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Voturi pentru. Împotrivă, abțineri. Deci 5 voturi. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești a unui imobil teren situat în strada Capitan Zăgănescu, județul Bacău. Vă rog frumos. Doresc o intervenție pentru a clarifica de ce am luat această decizie împreună cu colegii din executiv și vă rog să țineți cont și de acest lucru și dumneavoastră, pentru că am realizat o investiție împreună cu OMV acolo. 400.000 de lei sunt de la OMV, restul până la 700 și ceva, 800 sunt din bugetul local. E un teren care era părăsit în paragin acolo, iată astăzi o bază sportivă recepționată cu o săptămână și ceva mai bine, care arată, zic eu, foarte bine. Pentru a o pune în valoare și a fi folosită, cred că e nevoie de specialiști, e nevoie de o activitate zilnică și nu de a administra de către primărie, pentru că avem destule de făcut în oraș. Cred că o activitate profesionistă o face tot profesioniști în domeniu. O pot face doar profesioniști în domeniu. Și atunci am luat decizia de a fi externalizat prin concesiune pe o perioadă de 10 ani, cu drept de prelungire, dacă totul decurge așa cum ne dorim cu toții să nu fie deteriorat, să fie folosit pentru ceea ce l-am construit, să vină cei care sunt pregătiți în domeniu, să facă acolo activități sportive. Sigur, atunci când vom avea competiții la care suntem parte și noi, probabil vom găsi soluții cu acel investitor, acea persoană care va câștiga licitația, să desfășurăm și câteva activități didactice sau cu elevii din municipiul Moinești. Astăzi spun eu că a angajat un specialist, a întreține acea bază sportivă, a achita utilitățile, ar mai fi o povară pe bugetul local. Interesul nostru este de a lua ce are devență pentru care plătită de către cel care va veni acolo și în schimb să nu mai plătim noi, să mai plătim bani de la bugetul local pentru utilități și întreținere, pentru că e destul de costisitoare și această întreținere, după câte mi-au spus cei care cunosc activitatea pe un teren pe zgură. Da, succes, mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Următorul. Da. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți alte întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abțineri. O abținere, vă rog. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Abținere. Voturi împotrivă, o abținere. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului Centru de Agrement și Activități Sportive în municipiul Moinești, situat în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgărinscu, județul Bacău. Rog liderii de grup să facă nominalizări pentru comisie. USR nu are propuneri. Din partea grupului PNL menținem aceeași propunere, Breahnă și Alăzăroaie. Grupul PSD la fel, aceeași propunere, Busuioc și Budacă. Da, mulțumim. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți alte propuneri, vă rog. Întrebări? Da, vă rog. Abținere. Am văzut că prețul de redevență e undeva la 18.000, prețul de pornire pentru redevență 18.165 de lei pe an, ceea ce mi se pare foarte puțin, având în vedere că s-au investit 800 și ceva de mii de lei. Dacă facem un calcul, s-ar scoate investiția în 48 de ani. Exact cât prevede legea. 48 și ceva, mă rog. 49. Am înțeles. Durata posibilă, maximă. Mi-e teamă că nu o să vină niciodată. El reprezintă un preț minim,
această posibilitate de a primi în concesiune și spun că scăpăm de niște cheltuieli conexe foarte mari, iar cineva care vine acolo pe lângă ceea ce plătește la primărie are de plătit întrețime de studiuite, care nu sunt ele. Dacă ar vine la primărie, uiți-vă câte cheltuieli este. Da, asta a fost. Mulțumesc. A fost împărțit 49 de ani, cu suma investită la 49. Dacă mai aveți alte întrebări, vă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abținere. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abținere. O abținere. Ședința pe comisie a luat sfârșit. Urmează o pauză, după care ședința de plen. Domnilor consilieri, vă rugăm să faceți prezența. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, declarăm deschise lucrările ședinței ordinare de astăzi. Vă informez că ședința ordinară de astăzi a fost convocată în conformitate cu prevederile articolului 133, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, vă informez că această convocare a fost efectuată prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 492/2023. Pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței, vă informez că există cvorumul necesar. Sunt în sală 15 consilieri, 4 consilieri sunt prezenți online, astfel că ne putem desfășura lucrările ședinței de astăzi. Având în vedere ordinea de zi propusă și faptul că la punctul numărul 1 și punctul numărul 2 pe ordinea de zi astăzi avem aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare ale Consiliului Local și în temeiul articolului 138 alineatul 13 din codul administrativ, consult plenul dacă există modificări sau completări asupra conținutului proceselor verbale care a fost transmis către dumneavoastră spre consultare. Nefiind completări sau alte propuneri, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30 mai 2023. Vă rog să vă exprimați votul. Pentru. 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 Mulțumesc. Cu 19 voturi pentru a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 30 mai. Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21 iunie 2023. Vă rog să vă exprimați votul. Pentru. 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 Mulțumesc. Cu 19 voturi pentru, a fost adoptat conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21.06.2023. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a vă supune la vot ordinea de zi propusă pentru ședința de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna secretar, stimate domnule primar, stimați colegi. Începem ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Moinești prin supunerea asupra aprobării proiectului ordinii de zi de astăzi. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Ordinea de zi a fost adoptată cu 19 voturi pentru. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului Moinești. Vă rog frumos, raport Comisia de Urbanism.
Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Abținere. Pentru. Abținere. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Da, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă la discuția pe comisii nu am avut din punct de vedere juridic nimic de adăugat aici, o să-mi permit să vorbesc și pentru punctul 4 și pentru punctul 5 o singură dată, ca să nu ocupăm timpul. Ce se întâmplă acum din punct de vedere al salubrizării și al întreținerii spațiilor verzi în municipiul Moinești nu este ceea ce trebuie. Lumea este nemulțumită. Se spune că dacă vrei să vezi într-adevăr cât e de gospodar un om, du-te în spatele casei lui, nu te uita în față sau în curtea de la intrare. Dimineața, înainte de a veni, de a pleca la serviciu și implicit înainte de ședință, am făcut o ultimă plimbare prin zona Văsie-Șangani, am coborât pe Păcii, nu mai discut că asfaltul pe Păcii praf, asta e o altă discuție, și m-am întors pe la Văsie și pe la școală. Și vreau să vă spun că dacă ați face și dumneavoastră plimbarea asta, o să vedeți că e plin de buruieni, plin de mărăcini și la fel este și de la Văsiești până la intrare în oraș. Dacă orașul arată din ce în ce mai bine și pentru asta îl felicit pe domnul primar și pe aparatul care se ocupă de acest lucru, am rugămintea mai mult decât imperativă, cu riscul de a mă repeta, să faceți ceea ce trebuie pentru că lumea este nemulțumită. Verificați și dumneavoastră rețelele de socializare. Chiar dacă poate unii dintre noi nu avem Facebook, să știți că acolo sunt oameni care gândesc, oameni care într-adevăr spun și nu sunt puși de nimeni. Au dreptate. Faceți-vă treaba. Și noi suntem de acord cu tot ce propuneți dumneavoastră în ceea ce privește concesiune, plăți și așa mai departe. Și asta ține un pic și de cei care controlează pe prestatori. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule consilier. Ca să vă dau un răspuns, ce ține de salubrizare, de spații verzi și de regulamentul de organizare și funcționare și activităților componente, ține de salubrizarea orașului și de întreținerea spațiilor verzi din oraș. După cum puteți vedea în oraș, toate spațiile verzi sunt întreținute, eu zic, și foarte bine întreținute. Pe zona pe care spuneți, de Văsiești, Hangani, și mai ales zona periurbană, zona caselor, mai ține un pic și de cât de gospodar este cetățeanul să scosească în fața curții, în fața gardului și așa mai departe. Permiteți, eu discut aici, domnul viceprimar, de domeniul public. Nu discut despre ce are omul în fața casei, deși și ăla e tot domeniul public. Verificați un pic ce se întâmplă în zona aia unde e afișajul electoral la Văsiești și o să vedeți că buruienile, unde e căminul ăla vechi, cu care am eu un proiect pe care o să-l propun, dar trebuie să mai studiez un pic problema, să nu vorbesc în necunoștință de cauză. Deci eu discut strict de domeniul public. Da? Vă rog frumos să verificați și o să vedeți că, din păcate, am dreptate. Iar asta cu orașul și ceilalți, eu pe asta nu înțeleg. Deci este vorba de zonă urbană și zonă semi-urbană. E vorba de alți cetățeni ai Moineștiului cu alt regim? Nu. Și atunci despre ce discutăm? Puneți oamenii la treabă, faceți-vă treaba. Dacă nu aveți oameni cu cine să faceți treabă, solicitați-ne și vă aprobăm concesionare. Și atunci oamenii care sunt plătiți ai primăriei să-i urmărească pe aia care ar trebui să-și facă treaba și să-i sancționeze atât pecuniar cât cum doriți dumneavoastră. Eu atât am avut să spun. Voi vota proiectul fără nicio problemă, dar lucrurile în oraș nu arată cum trebuie și lumea e nemulțumită. Mulțumesc. Da, e o părere personală, nu trebuie să generalizăm că, adică orașul nu e îngrijit. Eu spun că e îngrijit. Toată lumea care vine aici în oraș apreciază mai mult decât cei care stau aici și văd în fiecare zi că toată lumea e la treabă.
Este aberant să spui că nu se face treabă, se face treabă. Dar, așa cum spunea și domnul vice, ține și de gospodarul. Într-adevăr, cei pe domeniul public este al nostru. Dar prima dată când curăț zăpada, nu curăț în față la salvare sau la pompieri, sau unde e mai dens populația, eu așa cred. S-a început de aici, dar nu s-a terminat vara și vor ajunge și acolo. Da? Nu trebuie. Astăzi, de exemplu, sunt pe Micleasca, Cosa, și au terminat găzăria. Și bineînțeles, sunt priorități din incintele de blocuri, unde e o circulație, merg copiii la școală, acum e vacanță, da? V-am zis, o să luăm în calcul și acele zone, pentru că erau deja, dar nu le-a venit rândul. Mulțumesc. Da. Dacă mai sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Abținere. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Administrare a Domeniului Public. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Abținere. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de utilizare a sistemului de bike sharing din municipiul Moinești. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. 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 Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 72 din 19.05.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, imobile, Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu și a indicatorilor tehnico-economici. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Da. Da. Alte intervenții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind repartizarea 3 locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Capitan Paul Zăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri mobile, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru.
Raport Comisia Juridică. Avins favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. 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 Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Moinești, strada Măgurii, fără număr, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Având în vedere că este vorba despre o comisie, Comisia de Licitații, este nevoie de un vot secret. Vă rog Comisia de numărare a voturilor. Dau cuvântul domnului președinte al comisiei pentru a prezenta rezultatul votului. Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1042 metri pătrați, având numărul cadastral 67389, situat în strada Măgurii, fără număr, județul Bacău. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret, formată din Breahnă Neculai, președinte, Budacă Cristinel, secretar, Apetri Iulian Cristian și Catană Codrin Ionuț, membri, a procedat la numărarea voturilor. Din totalul de 15 buletini de vot, sunt 13 valabile exprimate și 2 nule. În urma numărării voturilor, Breahnă Neculai a obținut 13 pentru 0 împotrivă, Busuioc Iulian 13 pentru 0 împotrivă, Alăzăroaie Raluca Maria 13 pentru 0 împotrivă, Budacă Cristinel a obținut 13 pentru 0 împotrivă. Drept urmare, au fost desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru Vânzarea prin Licitație Publică a terenului în suprafață de 1042 metri pătrați, având numărul cadastral 67389, situat în strada Măgurii, fără număr, județul Bacău. Membrii titulari, Breahnă Neculai și Busuioc Iulian, membrii supleanți, Alăzăroaie Raluca Maria și Budacă Cristinel. Semnează comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă mai sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu mai sunt, putem proceda la vot. Abținere. Pentru. Abținere. Din online, câte abțineri sunt? 2. Și eu mă abțin. Da. De proiect. Da. Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 5 abțineri. E corect, nu? Da. Trecem mai departe, punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Sabău Victorița, persoană cu dizabilități. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești a unui imobil teren situat în strada Capitan Zăgănescu, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem proceda la vot. Abținere. Pentru. Abțin. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri. Punctul numărul 13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului Centru de Agrement și Activități Sportive în municipiul Moinești, situat în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Fiind tot cu o comisie de licitație, urmează procedura de vot secret. Rog comisia pentru numărarea voturilor să se pregătească. Gata? Dau cuvântul domnului președinte al comisiei pentru a prezenta rezultatul votului. Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului Centru de Agrement și Activități Sportive în municipiul Moinești, situat în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, județul Bacău. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret, formată din Vreahnă Neculai, președinte, Budacă Cristinel, secretar, a Petre Iulian Cristian și Catană Codrin Ionuț, membri ai, a procedat la numărarea voturilor. Din totalul de 15 buletine de vot, 13 sunt valabile exprimate și 2 nule. În urma numărării voturilor, Breahna Neculai a obținut 13 pentru, 0 împotrivă, Busuio Iulian 13 pentru, 0 împotrivă, Alăzăroa era Luca 13 pentru, 0 împotrivă, Budacă Cristinel a obținut 13 pentru, 0 împotrivă. Drept urmare, au fost desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local din Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului Centru de Agrement și Activități Sportive în municipiul Moinești, situată în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, județul Bacău. Membrii titulari, Breahnă Neculai și Busuio Iulian, membrii supleanți, Alăzăroaie Raluca și Budacă Cristinel. Semnează comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă mai sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Da, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să spun că aici eu aș fi de acord cu domnul primar la modul că probabilitatea să vină cineva este destul de redusă și aș dori să întreb dacă există undeva vreun studiu de business, un vencost făcut și anume ce cheltuieli ar trebui să fie cu exploatare normală, probabil, nu știu, într-un studiu de fezabilitate, în momentul în care a fost făcut acest proiect și actualizat, pentru că eu zic că le-ar fi de mare ajutor celor potențialilor concesionari. Să știți că există oameni care ar dori să concesioneze, dar își pun marea problemă că pe lângă cei 50 de lei pe zi, într-adevăr, pare a nu fi o sumă mare, dar dacă vă duceți pe la piscinile din jur, o să vedeți că, indiferent de cât e prețul, nu se îngrămădește lumea foarte mult. Și întrebarea este dacă avem un astfel de studiu de impact, de business al vencostului, să-i putem ajuta pe cei care vor să participe la licitație. Pentru că acele persoane știu să facă not, dar nu cred că pot să-și estimeze corect acele calcule. Doar vorbim despre terenul de tenis. A, terenul de tenis, nu de ștrand. A, scuze, eu eram cu totul alt subiect, Capitan Zăgănescu. La terenul de tenis, ok, mulțumesc frumos. Am înțeles. Va avea și eu la cam același lucru, dar la momentul recepției, deja am discutat cu doamna directoare de la CNI privind... Am discutat deja în vizita pe care am realizat-o săptămâna trecută la CNI și despre externalizarea bazinului de not și a spus că este posibil, mai sunt câteva astfel de bazine concesionate la nivel național. Așadar, va avea aceeași cale la momentul potrivit, când se va realiza recepția. În momentul de față se lucrează la branșamentul electric, nu se poate face recepția până nu funcționează toate utilitățile. Mulțumesc frumos. Chiar dacă am confundat, să știți că sunt total de acord. Deci prima parte până la momentul ăla este aceeași. Adică trebuie să vină cineva care să știe să facă bani. Și sunt câțiva în oraș care pot să o facă, să dea Dumnezeu să-i și facă. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai sunt intervenții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă nu sunt, vă rog să demarăm procedura de vot. Abținere. Pentru.
La mine abținere. Am înțeles. 3 abțineri și 16 voturi pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 15, la diverse. Dacă sunt complete, da, domnul consilier? Am două probleme, dacă se poate. Dacă e cineva de la CRAB aici în sală, un reprezentant de la CRAB. Propunerea mea ar fi să invităm pe cineva de la CRAB și nu pe oricine, chiar de la, pe cineva din conducere să participe la ședințele noastre, pentru că avem probleme deosebite referitoare la apă. Noi ne-am asociat, din câte știm, de mulți ani, cu mulți ani în urmă, la această asociație, în ideea că o să facă investiții în orașul ăsta. Eu n-am văzut nicio investiție pe linia asta și, din câte știm noi, sunt 3 probleme importante în viață. Aerul, apa și focul. De foc ferească Dumnezeu. Aer încă avem, dar apă nu prea avem. Și aici îmi pare rău, trebuie să-l susțin și eu pe domnul colegul meu, domnul consilier Apetre. Într-adevăr, orașul arată super și o să arate și mai bine, sunt convins, dar cartierele sunt lăsate un pic în urmă. Acum nu că locuim noi în cartiere, dar ar fi bine să ne îndreptăm un pic atenția și spre cartiere. Acum, chiar dacă sunt locuințe private, sunt oameni bătrâni care nu mai pot să-și mai facă curat în față. Nu costă foarte mult și nici timp nu ia prea mult momentul când se trece cu cositoarele alea să cosească un pic și în fața porților. Asta e o problemă. Și a doua problemă ține de organizarea noastră internă aici. Poate eu greșesc, dar nu mă văd nicio situație de urgență. A trecut și COVID și tot. Propunerea mea ar fi să aprobăm prezența să fie aici, în Viu Grai, să nu mai ținem ședințele și online. Deja aprobăm comisiile prin vot. Cred că există și un viciu de procedură juridică. Nu mă pricep la partea asta, dar nu mi se pare normal. Păi, regulamentul este. Regulamentul l-a modificat acum că a fost cu COVID-ul. Dar COVID nu mai e. Care poate vine, care nu, asta e. Respectăm regulamentul care este. La 3 absenții, consilierul să cedeze locul celuilalt care vine din urmă, dacă nu poate participa. Deci suntem aleși aici de către oameni să-i reprezentăm. Dacă nu putem veni la o ședință pe lună, să lăsăm pe alții care pot să vină. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Urmează raportul primarului, care va fi prezentat în sala vecină, întrucât sunt locuri mai multe și au fost invitați și nu știu dacă colegi. Mă aud, dar vreau să răspund intervenției domnului consilier. Sper să nu întrerupe nimeni. Legată de prezența fizică. Așa cum am spus și pe grupul nostru, al consilierilor, ne-am anulat o zi de concediu ca să pot să fiu prezent fizic. Asta înseamnă că și-am pierdut financiar vorbind, pentru că, în primul rând, ședințele se anunță într-o zi și se fac în altă zi. Deci am fost anunțați pe data de 30 și acum ne-am trezit că este pe data de 29. Nu este ok nici pentru noi, am semnalizat chestia asta. Am zis de foarte multe ori și eu că putem să fim prezenți fizic măcar o dată pe lună, dar dacă se fac modificările astea de pe o zi pe alta, credeți-mă că este imposibil pentru noi să facem uneori să ne oprim din concediu sau eu acum, de exemplu, să intru online de la volan, doar pentru că îmi doresc să fiu prezent la ședințele de Consiliu Local. Am făcut un efort, am anulat ultima zi de concediu pentru că mi s-a zis că va fi pe 30 ședința, nici n-am avut timp să studiem toate materialele, de asta m-am și abținut la foarte multe proiecte, pentru că unele dintre ele le-am primit cu nici 2 zile înainte de ședința de Consiliu Local. Mulțumesc! În cei 3 ani de mandat, din mandatul ăsta, aproape 3 ani, au fost 2 excepții când au fost modificate data și ora ședinței, din motive obiective, nu subiective, ci pentru faptul că mâine eu trebuie să fiu la București. E din nou în discuție problema acestei secții sanatoriale balneare. Nu cred că altcineva a fost convocat decât primarul și dacă se prezintă raportul primarului în această ședință, era normal ca primarul să fie prezent și nu puteam să amânăm pe o zi următoare pentru că se termină luna și asta era o problemă. Așadar, sunt motivate aceste schimbări și în 3 ani de zile n-au fost decât 2 schimbări, nu mai multe. Privitor la propunerea ca la aceste ședințe să participați fizic, cred că este ok, că așa se făcea înainte de pandemie și își găsea fiecare timp să participe la o ședință 2 pe lună. Mulțumesc pentru sugestii, dar cred că o să ținem cont de propunerea domnului consilier și chiar
Consider că, așa cum și noi suntem prezenți la fiecare ședință, eu nu sunt obligat să fiu la ședințe, am calitate de invitat, dar, după cum ați văzut, n-am lipsit la nicio ședință de Consiliul Local în toți anii. Spuneam... Da, eu doar mai fac o singură mențiune. În peste 90% din situații, dacă ați observat, consilierii opoziției au fost în sală, în general s-a intrat online doar de către cei de la dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Da, e o constatare personală. Nu cred că e așa. Despre raportul primarului, spuneam că va fi prezentat în sala alăturată, au fost invitați și șefii instituțiilor publice, comandanții unităților din oraș, plus aparatul de lucru al primarului. Și pentru că era discuția de apă, tot acolo voi avea o intervenție, dar vă spun și aici, pentru faptul că au fost două licitații în ceea ce privesc investițiile pe apă și canal de către operator și Consiliul Județean, acolo unde suntem și noi asociați. La prima licitație, valoarea investiției era undeva la 14 milioane și ceva de euro. Nu a venit nicio firmă pentru că erau prețurile neactualizate. S-au actualizat, suma este în jur de 19 milioane de euro. A avut loc o licitație, depunerile erau până pe 26 mai. Nu s-a prezentat nimeni, a fost reluată procedura de licitații. Dacă nici de această dată nu se va prezenta nimeni, probabil se va proceda de către cei de la Consiliul Județean și CRAB pentru încredințare directă, o licitație simplificată, după câte am discutat cu președintele Consiliului Județean. Dorința este de a reabilita și a extinde. La momentul ăsta nu avem altă posibilitate, iar cei de la CRAB au doar în întreținere aceste rețele, nu fac ei investiții de acest gen și vă spuneam, valoarea lor se ridică la 19 milioane de euro în această etapă. S-a făcut cealaltă de 17 milioane când s-au construit cele două stații de epurare plus reabilitarea și extinderea acelor rețele. În speranța că se va prezenta cineva la licitație, vom demara cât de curând și aceste investiții. Mulțumesc!